Și democrat-liberalii și-au făcut cunoscuți candidații pentru Parlamentul European în fața membrilor și simpatizanților de partid din Dâmbovița. La eveniment au fost prezenți și candidații înscriși în această cursă electorală care au vorbit despre obiectivele și proiectele pe care vor să le promoveze. La întrunire a participat alături de liderii organizației județene și de reprezentanții de la centru ai partidului și Vasile Blaga, președintele PDL. Acesta a vorbit despre persoanele care sunt pe lista PDL pentru europarlamentare, listă deschisă de Teodor Stolojan. Abordăm aceste alegeri cu fruntea sus. Pentru că, așa cum spuneau colegii, și puteți verifica asta pe net, avem cea mai performantă listă de candidați și o recunoște adversarii. N-avem neveste pe liste, n-avem mândre, n-avem posturi arbunite. Am avut acum 5 ani. Nu mai avem. Fiecare din cei care ocupă pozițiile și le ocupa primele. Evident, nu puteam deschide lista nici acum, ca și acum 5 ani, decât cu domnul președinte Stolojan. Din foarte multe motive. În primul rând, recomand activitatea domniei sale în Parlamentul European, unde este expertul european pe economie, pe tot ceea ce înseamnă fiscalitate. Îmi recomand activitatea politică din țară, administrativă din țară, și recomand un lucru ca pentru mine contează enorm și pentru vechii pediști. Dacă nu era Stolojan președinte la PNL în 2003, în viață nu se făcea dreptate și adevăr care să spulbere PSD-ul.